Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Vorbim în această ediție despre solidaritate și prietenie. Și este alături de noi un prieten al emisiunii Cuvânt pentru Suflet, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Sărut dreapta, Preasfințite Părinte, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Spuneam, dragilor noștri telespectatori, că sunteți un prieten al emisiunii și sper să nu vă deranjez dacă spun acest lucru. Chiar mi-a făcut plăcere referința dumneavoastră, pentru că de multe ori am participat la această emisiune și mă bucur că mă considerați așa. Preasfințite Părinte, este solidaritatea o condiție a prieteniei? Cred că nu neapărat. Solidar pot să fii cu un om atunci când se află într-o împrejurare mai dificilă sau atunci când vrei să ajuți un grup mai mare de persoane. Bineînțeles că, dintr-o anumită accepțiune, putem să ne gândim că solidaritatea face parte și ea din prietenie, pentru că te simți foarte strâns legat de cel cu care ești prieten. Dar cred că totuși sunt noțiuni diferite. Vă întrebasem dacă solidaritatea este o condiție a prieteniei, fiindcă spunem de altfel că prietenul la nevoie se cunoaște. Da, sau așa se probează prietenia, de fapt. Da, și aceasta este o altă nuanță foarte importantă și interesantă și există o vorbă la poporul român care spune că prietenii sunt mai puțini prieteni adevărați, îi numeri pe degete, și atunci când nu există o prietenie interesată, deci bazată pe un anumit interes mai mărunt sau, mă rog, de o natură mai mare, ci atunci când există o prietenie sinceră între oameni, aceea, bineînțeles, că se cunoaște atât în momentele bune, în momentele fericite care există între două persoane, cât și atunci când, inevitabil, ca oricare dintre oameni, trecem prin momente de dificultate și când ai nevoie de un sprijin. Și atunci, bineînțeles, că această legătură a prieteniei se manifestă dezinteresat și este foarte importantă pentru a-l ajuta pe cel în cauză care are de depășit o încercare să o poată depăși mai ușor. Spuneți-mi, Preasfinția voastră, este solidaritatea mai puternică dacă vine și din convingere religioasă? Cred că da, bineînțeles. Există, din câte îmi imaginez eu, o solidaritate care se manifestă la nivel general uman, deci, de pildă, când se petrece un cataclism natural. Aceea este mai mult o solidaritate psihologică sau o solidaritate sufletească, sentimentală, pe care o simți prin intermediul unor imagini sau ale unor informații pe care le ai despre un eveniment și ea, bineînțeles, că se manifestă față de persoane necunoscute. Dar atunci când este vorba de prietenie, această legătură, această trăinicie este nu neapărat o condiție, dar să spunem că o cuprinde și se simte mult mai întărită, mult mai accentuată și în această relație a prieteniei, dar ea cred că poate să existe și la un nivel general uman față de persoane pe care le cunoști mai puțin și pe care le vezi și din punct de vedere uman te simți atașat față de cauza acelei persoane. Atunci când intervine și elementul acesta spiritual sau religios, ea dobândește o conotație superioară și cred că este și ea mai puternică, pentru că și această dragoste creștină sau această deschidere a creștinului față de lume, în general, și care se inspiră și se alimentează sau se adapă, dacă putem să folosim acest cuvânt, din iubirea dumnezeiască, cred că depășește nivelul acesta general uman și este mult mai puternic. Chiar la aceasta mă refeream. Dacă are ca fundament mesajul creștinismului de a-ți iubi și ajuta semenii, de aceea vă întrebasem dacă solidaritatea este mai puternică dacă vine din această convingere religioasă. Da, cred că este mai puternică. 100% este mai puternică. La noi există o poruncă, aceea a iubirii aproapelui, dar există și o putere pe care Dumnezeu ne dăruiește și care a fost El cel din tâi, nu doar stăpânul lumii, ci cel care s-a jertfit, care și-a pus sufletul preț de răscumpărare pentru mulți. Și bineînțeles că acest îndemn și prin această putere care ne vine de la Dumnezeu, orice acțiune pe care o săvârșește un creștin
inclusiv raportarea lui la cei din jurul său, cred că devine mult mai puternică și aceasta cred că schimbă esențial datele problemei. Această relație personală pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem în calitate de creștin cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preasfințite Părinte, sunt oamenii de azi solidari cu semenilor? Cred că într-o oarecare măsură da. Poate că aici are o contribuție și informația, până la un punct informațiile pe care le vedem astăzi transmise cu mult mai multă intensitate și cu mult mai multă ușurință. Pe de altă parte, totuși să nu uităm că trăim într-o societate concurențială și de multe ori foarte egoistă, în care omul este foarte preocupat de lipsurile și de nevoile sale personale și de trebuința ca să-și le poată îndeplini pe acestea. Și, bineînțeles, câteodată există și această tendință de a te dezvolta foarte mult sau de a acumula foarte mult, de a progresa tu din punct de vedere individual, și aceasta cred că este în contradicție cu relația firească care există între oameni. Deci societatea actuală nu sprijină foarte mult aceste relații firești și relații normale și chiar accentuate sau întărite între oameni, dar totuși cred că există și astăzi acest gen de raportare și acest sentiment în sufletul omului, pentru că toți oamenii suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și cât de egoistă și de, să spunem, destul de îndreptătoare spre mai mult egoism este societatea în care trăim, totuși în adâncul sufletului omului există această umanitate, acest chip al lui Dumnezeu care le covârșește și le copleșește pe toate, și chiar și omul acesta foarte secularizat, individualizat și egoist al secolului al XXI-lea în care trăim și noi, nu poate să se dezică de ceea ce este el prin ființa lui și prin darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, și tocmai de aceea cred că nu poate să lipsească nici astăzi nici aceste virtuți fundamentale, cum este și solidaritatea între oameni. Și comuniunea, de fapt. Nu? Comuniunea este iarăși un aspect foarte important și de care cu adevărat cu toții avem nevoie, dar care nu se realizează chiar atât de ușor. Pentru că comuniunea presupune un gen de relație între oameni la un nivel foarte înalt, și care este inspirat, în primul rând, după modelul de comuniune care există în Sfânta Treime. Avem un singur Dumnezeu, dar acest Dumnezeu are întreaga sa ființă, cuprinsă deodată în Tatăl, care este și izvorul Preasfintei Treimi, și în Fiul și în Duhul Sfânt. Deci există o relație de iubire desăvârșită. Și oamenii care suntem făcuți după chipul Preasfintei Treimi, bineînțeles că simțim această necesitate ca legătura dintre noi să fie dezvoltată spre cât mai mult sau spre cât mai multă asemănare cu prototipul nostru, cu comuniunea desăvârșită de iubire din sânul Preasfintei Treimi, și bineînțeles că spre aceasta trebuie să tindem cu toții, însă pentru aceasta trebuie să ne nevoim și noi în mod personal mai mult, pentru că nu este un dat de la sine. Pot contribui rețelele sociale și media în general la ajutorarea semenilor? Campanii umanitare, cel mai recent exemplu este campania pentru victimele cutremurului din Nepal. Da, probabil că pot contribui și acestea dacă ne referim la două aspecte. În primul rând, la nevoile materiale, care atunci când intervine o problemă majoră sunt foarte necesare și acestea, și atât că și prin rețelele de socializare și prin televiziuni s-au organizat de multe ori campanii umanitare prin care s-au obținut anumite fonduri pentru a-i ajutora pe oameni, și acestea sunt necesare. Pe de altă parte, cred că aceste rețele de socializare și mai ales mijloacele acestea foarte moderne de comunicare, cum este și internetul, într-o bună măsură sau pe de o parte pot să ajute și ele la comunicarea și până să ajungă la comunie, măcar la acest gen de relații între oameni, și care cred că sunt astăzi și la mare trecere, în general, rețeaua de socializare numită Facebook, pentru că au aderat foarte, foarte mulți oameni și le permite foarte multora să comunice foarte ușor. Există și neajunsuri ale acestui tip de comunicare și cred că ele sunt cele care stimulează, în general, egoismul sau modul de promovare, al autopromovare al oamenilor și care pot să dăuneze. Dar totuși, această comunicare între oameni cred că este deosebit de importantă și de necesară pentru omul din toate timpurile, și mai ales astăzi, când în general oamenii sunt atât de prinși cu munca pe care o fac, cu meseria lor și cu idealurile pe care
încearcă fiecare dintre ei să și le asimileze, probabil că timpul de socializare personal și direct, adică de întâlnire între oameni, este mult mai redus. Și atunci, ajungând omul acasă și așezându-se după o zi obositoare de muncă în fața calculatorului, probabil că poate să-și culeagă o serie de informații și mai ales să și comunice cu anumite persoane. Și această relație de comunicare, această necesitate, cred că poate să fie profitabilă și omului de astăzi. Bineînțeles că trebuie să fie folosită cu discernământ și până la un anumit punct. Relația personală și directă între oameni și anumite activități pe care trebuie să le organizeze anumite instituții, dar mai ales la care trebuie să participe oamenii, totuși nu pot să suplinească, nu pot să fie suplinite de aceste rețele de socializare. Există lumea virtuală și există lumea reală, fiecare poate să aibă rolul ei, dar noi oamenii, ca ființe foarte reale, trebuie să trecem dincolo și de acest aspect virtual al existenței. Preasfinția voastră, vă întrebasem dacă solidaritatea este o condiție a prieteniei și acum vreau să vă întreb cât de important este să ajuți nu numai prietenii, și oamenii pe care nu-i cunoști. Bineînțeles că poate să fie foarte important și atunci când întâlnești un astfel de om care are cu adevărat nevoie de ajutor, cred că cel mai indicat este să te poți opri din activitatea ta și să-i întinzi o mână de ajutor omului respectiv, pentru că această nevoie de întrajutorare este firească între toți oamenii care există pe acest pământ. Dar atunci când există o nevoie din aceasta mai organizată și la un nivel mai mare, care necesită și această solidarizare cu persoanele în cauză, și aceasta este important de avut în vedere și de îndeplinit. Ce este cu adevărat prietenia sau prietenia adevărată? Ce ar fi? Cred că este o relație de bună înțelegere și de comunicare, de comuniune, de dragoste între două persoane care se stabilește treptat și care, bineînțeles, vine în primul rând dintre întâlnirea dintre aceste persoane și din afinitățile pe care le descoperă că le au împreună și din cunoașterea reciprocă și apoi, bineînțeles, că vine și din ceea ce îl reprezintă și îl determină pe fiecare în parte. Adică prietenia care se stabilește între anumiți oameni nu poate să existe între oricare oameni, oricând. De obicei te apropii și te împrietenești de oameni cu care ai ceva în comun. Oameni care au aceeași idealuri ca și tine, de care te apropii mai mult. Și bineînțeles că există apoi și caracterul omului și persoana omului contează foarte mult, pentru că trebuie să fie în această lucrare a prieteniei, în această relație de prietenie, mai trebuie să fie cuprinsă între altele și un aspect cât se poate și de dezinteresat față de celălalt, adică să nu fie vorba despre o prietenie din interes. Eu stabilesc o relație cu un om pentru că am ceva de câștigat din această prietenie, ci pentru că în cunoașterea dintre noi eu ajung să-l prețuiesc, să-l cunosc mai bine, să-l apreciez foarte mult pe celălalt, să îl iubesc pe persoana cealaltă și el face la fel față de mine și bineînțeles că atunci această prietenie poate să fie de durat. Sunt foarte mulți oameni care se declară prieteni azi, dar de fapt îi leagă numai un interes. Spun că sunt prieteni și își deschid o firmă, însă prietenia lor este strict legată de fapt de interesul acela de a merge bine firma. O prietenie de afaceri, cum se spune, sau exact. De interes. Da. Există și sunt asociați, nu prieteni. Bineînțeles. E greșit să spunem așa? Acum, mai degrabă, cred că ar trebui să precizeze că sunt asociați. Poate să existe în dezvoltarea acestei întreprinderi sau în aceste activități pe care o desfășoare în comun, poate să existe, bineînțeles, și o apropiere sinceră și mai puternică care depășește cadrul acesta exterior al activității pe care o desfășoare și chiar să ajungă să fie prieteni cu adevărat. Deci nu este, să spunem, datorirea noastră sau atribuția noastră sau puterea noastră de a stabili foarte exact cum sunt relațiile între oameni. Relațiile acestea au existat și vor exista întotdeauna. Ne referim puțin la aspectul acesta mai ideal al unei prietenii sincere, al unei prietenii profunde, al unei prietenii care trece dincolo de aspectul acesta și al
intereselor sau al activităților, unor simple activități desfășurate în comun sau al unor relații de rudenie și care, dacă mai are în componența lui acest aspect al prieteniei și aspectul credinței sau relația aceasta personală a fiecăruia dintre cele două persoane și o raportare a lor la Mântuitorul Iisus Hristos, care în general este, să spunem, prietenul cel mai mare sau ar trebui să fie prietenul tuturor oamenilor, întregii umanități, și bineînțeles că ceea ce a făcut Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos pentru oameni, a făcut-o dintr-o dăruire totală și exemplară. Răstignirea sa însăși pe cruce, pătimirea sa în locul oricărui om din această lume, aceasta ar trebui să fie modelul desăvârșit pentru fiecare dintre noi. Și atunci când fiecare dintre cei doi prieteni au și credință în sufletul lor, au și această legătură personală cu Mântuitorul Iisus Hristos și această raportare, unirea prin Hristos face prietenia lor mai deplină, mai desăvârșită, mai importantă și mai apreciată pentru fiecare dintre ei. Pentru că de prieteni avem cu toții nevoie în această lume. Nu putem să fim singuri. Vedem că o lume, din păcate, cum este și cea în care trăim, în care oamenii se individualizează foarte mult și se rup unii de ceilalți și aleargă înainte doar pentru îndeplinirea anumitor ținte ale lor, pot să le creeze disconforturi și abilități negativ total, probleme foarte mari de supraviețuire și de conviețuire, pe când această comunicare firească care exista în lumea satului de altă dată sau între oameni chiar și din orașe, orașe mai mici sau din orașe mai mari, aceasta este necesară și din relația aceasta dintre oameni, în care oamenii își împărtășeau unii altora experiențele lor, bucuriile lor, necazurile lor, din aceasta bineînțeles că se și pot crea prietenii foarte sincere care îi ajută pe fiecare dintre ei să treacă mai ușor peste toate, să se apropie mai mult între o la altă și bineînțeles să se apropie și mai mult de Dumnezeu, să se apropie mai mult și de Dumnezeu. De ce, preasfinția voastră, se spune că prietenii adevărați sunt puțini și că îi poți număra pe degetele de la o mână? Pentru că probabil nivelul de desăvârșire la care reușim să ajungem fiecare dintre noi este diferit și pentru că mulți oameni, în loc să ne putem cunoaște cu adevărat rostul și să ne împlinim pe această direcție personală dezinteresată, reușim să mergem cu autocunoașterea noastră și cu interesele noastre individuale mai degrabă decât personale până la un anumit nivel și oamenii nu sunt în stare să fie oameni total desăvârșiți, oameni dăruiți pentru ceea ce fac, să spunem, să fie oameni generoși, oameni cu adevărat milostivi sau deschiși față de semenii lor, ci mai devreme sau mai târziu se pot lăsa atrași fiecare dintre ei de un anumit interes și atunci când în relația aceasta dintre oameni intervin interesele și egoismul, probabil că nici relația firească care ar trebui să existe între oameni și să se dezvolte foarte mult nu se poate dezvolta decât până la un anumit punct de vedere și atunci aceste relații sunt oarecum de conjunctură și nu prietenii din acestea adevărate, deși au existat și prietenii foarte mari între oameni de cultură, între intelectuali, între tot felul de categorii din această lume și care ne mărturisesc că se există cu putință, este cu putință, există și acest fenomen al unei prietenii dincolo de interese mărunte și meschine și că această legătură este foarte importantă. Dar, în general, relațiile dintre oameni sunt mult mai egoiste sau sunt cuprinse de o doză mai mică sau mai mare de egoism și, bineînțeles, că atunci a existat și din experiența poporului această vorbă înțeleaptă care spune că prietenii adevărați sunt puțini numeri pe mâinile, de la mâinile sau pe degete de la o mână și că nu, din păcate, prietenile acestea foarte mari sunt puține sau nu rezistă foarte mult. Deși cred că depinde foarte mult și de fiecare persoană în parte. Nu este nimeni desăvârșit, dar dacă există această dorință de progres și mai ales de desăvârșire și din punct de vedere duhovnicesc și ajutorul lui Dumnezeu, cred că și, să spunem, aceste probleme mai mici sau mai mari, care pot apărea între persoane, chiar și între prieteni, între cei care sunt prieteni la un anumit nivel mai mic, acestea pot să fie depășite, dar trebuie, cred că, și străduință și bunăvoință din ambele părți, pentru că este o relație reciprocă de dragoste, de respect, de prețuire, de bună înțelegere, în care dacă numai dintr-o singură parte vin străduințele și din cealaltă este doar profitul,
de această relație, iarăși cred că se va ajunge la o relație care nu va dura foarte mult. Este mai greu să-ți păstrezi prietenii în lumea de azi, o lume competitivă, dominată de stres, în care nu mai avem timp nici pentru propria familie? Cu siguranță că este mai dificil decât în alte împrejurări, dar pe de altă parte nu cred că lumea de astăzi sau orice s-ar întâmpla, orice situație a omului, orice perioadă istorică, orice împrejurări sunt factori determinanți decisivi pentru a nimici ceva pozitiv și frumos care există în firea omului și ca năzuință pe care fiecare dintre noi o poate avea, așa încât probabil că și condițiile acestea pe care le trăim noi astăzi din anumite puncte de vedere ne îngreunează în manifestarea acestei extraordinare virtuți și năzuințe umane care este prietenia. Pe de altă parte, cred că în ciuda tuturor dificultăților și a vremurilor pe care le trăim, oamenii încă vor căuta și vor descoperi, vor dezvolta, vor întări și această relație a prieteniei cu siguranță. Preasfințite Părinte, îmi spunea un părinte profesor, un om înduhovnicit, că la un moment dat stătea de vorbă cu un tânăr care se căsătorise de câțiva ani buni și vorbea despre prieteni și spunea că are foarte puțin prieteni, că este un grup foarte restrâns, acela al prietenilor. Și la un moment dat i-a spus că este căsătorit și l-a întrebat cum a cunoscut-o pe soție și a spus, păi eram prieteni și după aceea ne-am căsătorit. Și părintele profesor întreabă, acum în grupul ăsta restrâns de prieteni mai e soția ta? Și a zis că el s-a blocat. Și pur și simplu n-a știut ce să mai răspundă. Ar trebui să vedem o prietenie și între soț și soție? Cred că relația de familie, deși nu suntem poate cel mai îndreptățiți să vorbim despre ea, pentru că neavând de familie nu poți să o cunoști din interior, dar experiența de viață și cunoașterea pe care o dobândește omul și un slujitor al Sfintelor tale și în calitatea lui de monah sau de episcop poate să-i ofere un anumit gen de cunoaștere, dar cred că relația de familie dintre doi oameni trebuie să presupună și prietenie și să treacă dincolo de aceasta. Însă tot ceea ce are mai bun sau mai frumos prietenia în sine, cred că trebuie să se regăsească și să existe și în viața de familie. Acum, probabil că între prieteni întotdeauna există o altă abordare, un alt gen de abordare. În cadrul familiei, cei doi se reîntâlnesc și petrec foarte mult timp împreună și se cunosc îndeaproape, chiar foarte aproape. Relațiile între prieteni sunt relații de alt gen, relațiile între soți, câteodată și datorită apropierii foarte mari și datorită faptului că trebuie să te adaptezi în funcție de celălalt, până în cele mai mici amănunte, câteodată creează dificultăți. Nu este ușor să fii om tu însuți și să te cunoști și să te accepti pe tine însuți cu toate cele bune și rele ale tale. Cu atât mai greu poate să fie să îl accepti pe cel de lângă tine și mai ales atunci când ești obligat, dar îți și dorești să conviețuiești împreună cu el. Deci există în această relație familială, probabil anumit gen de solicitări, datorită faptului că sunt împreună și petrec foarte mult timp împreună, prietenii în general, să spunem că sunt anumite ore pe care le petrec împreună, dar apoi revine fiecare la obligația sa și este o legătură care privește anumite aspecte. Deci în viața de familie, cred că solicitările sunt mai mari, dar și implicarea trebuie să fie mai mare, astfel încât să poată depăși toate aceste momente și mai ales egoismul acesta, să spunem, intrinsec sau firesc, care există chiar și în cadrul familiei, probabil și în cadrul tuturor oamenilor și într-o relație de prietenie prin care tu încerci să îi impui celuilalt propria ta voință și să câștigi rolul primordial. Aceasta trebuie să fie depășită, pentru că familia mai presupune și alte îndatoriri și obligații, cum sunt și copiii, deci creșterea copiilor, însă oarecum cred că se poate inspira și din ceea ce înseamnă prietenia. Cred că totuși este un gen de relații diferite și care trebuie cultivate și a spune că familia este și mai importantă decât prietenia, pentru că poți să ai prieteni față de care să îți plângi ofurile tale sau care să te ajute în momente dificile, dar familia este și o responsabilitate foarte mare pe care cu ajutorul lui Dumnezeu și bineînțeles prin toate darurile pe care le primești de la Bunul Dumnezeu, inclusiv prin taina Sfintei Cununii, trebuie să ți-o asumi și este de dorit ca această relație între soți să se dezvolte din ce în ce mai mult pe dragoste. Presupune și multă răbdare, să accepți limitele, neputințele,
sau să spunem lucrurile care te deranjează de la celălalt, dar să fii convins că și celălalt face la fel în ceea ce te privește pe tine între soți, deci nu ești niciunul desăvârșit, dar această relație între ei care trebuie să se dezvolte și ne și rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta. Bineînțeles că există și taina spovedaniei și alte lucrări în biserică care sunt făcute special ca să-i ajute pe cei doi soți să se dezvolte. Aceasta cred că este foarte importantă și ar trebui mult dezvoltată în lumea noastră. Vedeți că prietenii ți-i alegi, și poți avea o prietenie sinceră și de durată, se poate desface prietenia și dacă s-a desfăcut o prietenie, nu este chiar o tragedie. O familie totuși întemeiată, odată întemeiată, este bine să rămână în interesul ambelor persoane, în interesul copiilor, în interesul tuturor și întotdeauna familia a fost la bază societății. Au existat și prietenii, dar prietenia aceasta poate să ajute, se poate și fără ea, oricum omul în general se străduiește să aibă un anumit gen de relație și de raportare cu ceilalți, totuși cred că familia este primordială și contează și mai mult decât prietenia. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei ediții, din păcate, însă eu am să vă adresez invitația de a mai veni la Cuvânt pentru Suflet pentru a vorbi despre prietenie și despre relația aceasta de sinceritate și nu numai, și regula de bază a prieteniei care înseamnă să te identifici cu celălalt, să-l ajuți la nevoie. Preasfințite Părinte, este prietenia o formă superioară de iubire pentru aproapele tău sau iubirea de aproape este mai evidentă atunci când ajuți un străin? Iubirea de aproape, bineînțeles că se manifestă și față de un străin, dar iubirea care se stabilește între oameni și mai ales între cei apropiați, cred că este într-adevăr o formă superioară de iubire. Să ne gândim la cuvântul acela care spune al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care zice, nu are cineva dragoste mai mare decât aceea de a-și pune viața pentru prietenii săi. Și la un moment dat, el îi și numește pe apostol, nu era ucenici, el era într-o relație de superioritate, față de superioritate absolută de care nu a făcut caz. Și a vrut întotdeauna să facă lucrurile spre bine oamenilor. Dar spre finalul activității sale, cu puțin timp înainte de pătimirile sale, și mai ales după ce au trecut prin toate și a învățat foarte multe, a spus, de acum eu vă numesc pe voi prietenii mei, pentru că voi știți tot ceea ce am făcut și tot ceea ce urmează să îndeplinim în continuare. Deci însuși Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu această relație de prietenie, dar o prietenie jertfelnică, o dragoste extraordinară pe care El o are pentru noi oameni și spre care ne îndeamnă și pe noi și am putea să zicem că și iubirea față de aproapele este foarte importantă, iubirea față de fiecare om pe care omul poate să o trăiască în general și în rugăciune să sporească foarte mult, dar și această iubire între prieteni este importantă, mai ales atunci când ea dobândește și un fundament creștin și poate să fie exemplară raportată la iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos față de noi oamenii și bineînțeles că și iubirea între noi creștini atunci când are și acest aspect de prietenie. Cred că este foarte necesară, foarte binevenită și bineînțeles că ne bucurăm cu toții de ea atunci când o avem. Preasfințite Părinte, vă mulțumim foarte mult că nu ne-ați ocolit, că ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Vă mai așteptăm cu drag, de fapt v-am adresat această invitație de a vorbi în continuare despre prietenie, fiindcă este un subiect inepuizabil. Încă o dată vă mulțumim, sărutăm dreapta. Cu multă plăcere. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, pentru că sunteți prietenii acestei emisiuni, ne puteți scrie. Adresa noastră este emisiuni religioase, arond@trinitastv.ro. Pe curând!